Pregătiri intense pentru sărbătoarea Liliacului de la Ponoarele, care va începe sâmbătă 11 mai 2024 cu hora satului în mijlocul naturii, în pădurea de Liliac. Iar duminică, pe scena amplasată în Amfiteatrul Natural, vor cânta și încânta turiștii interpreți de marca ai Mehedințiului. Scena care a fost rampă de lansare a marilor artiști Domnica Trop, Angelica și Niculina Soican, Petrică Mățu Stoian și Mariana Drăguț. Ca o noutate față de anii precedenți, accesul în pădure se face pe un drum asfaltat în întregime. Pregătirile sunt întoi pentru sărbătoarea Liliacului, care va începe sâmbătă 11 mai în comuna Ponoarele. Pe scenă o să urce ansamblul Profesionist Danubius, ansamblul Liliac de la Ponoare, ansamblul Bordeașul, grupul Cetinița, dar și artiști consacrați de muzică populară. Primarul comunei Ponoarele, Georgică Pătrașcu, dorește prin astfel de evenimente să ducă mai departe tradițiile neamului românesc. Așa este, deși momentan timpul este neprielnic, ne-am mobilizat cu cel puțin două săptămâni înainte, am cărat materiale, am instalat scena de spectacol, astăzi montăm cortul, lemnele pentru focul de tabără este dus, am luat legătura cu toți artiștii care vor evolua pe scenă și toți au confirmat prezența, așa că duminică așteptăm un public cât mai mare. De fapt, sâmbătă seara este ora satului și focul de tabără, după care duminică la ora 10 începe spectacolul pe scena din pădure. Am reușit să asfaltăm drumul de legătură dintre satul Ponoarele, pădurea de Liliac și Brânzeni și traficul va fi fluidizat pentru o circulație într-un singur sens. Deci se urcă de la Ponoarele spre pădurea de Liliac, după care se coboară pe Gărdăneasa spre Baia de Aramă sau spre Ponoarele. După ora 10, în cazul în care platoul din pădure este plin cu vehicule, avem mobilizate 4 microbuze care vor căra turiștii din spatele primăriei, de fapt de lângă poliție, pe același sens de circulație către pădure. Sărbătoarea Liliacului a fost o rampă de lansare pentru mulți tineri care au potențial pentru o carieră frumoasă în muzica populară și este un eveniment de suflet al lui Georgică Pătrașcu, un primar gospodar și un om profund atașat de valorile noastre autentice, pe care le duce mai departe prin organizarea acestor festivaluri în fiecare an. Evenimentul începe sâmbătă 11 mai 2024 cu hora satului în mijlocul naturii, în pădurea de Liliac, iar duminică, pe scena amplasată în Amfiteatrul Natural, vor cânta și încânta turiștii interpreți de marca ai Mehedințiului, scenă care a fost rampă de lansare a marilor artiști Domnica Trop, Angelica și Niculina Stoican, Petrică Mățu Stoian, Mariana Drăguț și mulți alții. Era locul, dacă aș pătrunde puțin în istorie, locul unde se întâlneau pandurii lui Tudor Vladimirescu la Liliac, când se întorceau din de sus, de unde făceau ei întâlnirile, e locul unde ciobanii se întâlneau înainte de a duce oile la munte, la stână, făceau o petrecere și adevărat că e locul unde se întâlneau pentru a se destinde oamenii din sat. Sărbătoarea a căpătat amploare din 1965. Vreau să vă spun ceva, că peisajul ăsta de al munte, filozofia lui Blaga, i-a inspirat pe foarte mult. Liliacu i-a inspirat pe foarte mult artiști populari. Aș aminti-o pe Domnica Trop, de aici din zonă. Amintesc pe Mariana Drăguț, de aici din zonă. Angelica Stoican, Petrică Mățu Stoian, Niculina Stoican și alții și alții și alții. Păi e versul cunoscut al lui Macedonski: veniți, privighetoarea cântă și liliacul e înflorit. Nu departe de conacul Boierului se întinde cea mai mare pădure naturală de liliac din România. În mijlocul primăverii, o pătură verde-violet acoperă peste 20 de hectare de dealuri și voi mehedințene, pădurea de liliac de la Ponoare. Acolo unde sunt așteptați toți cei interesați de un spectacol de excepție, și anume sărbătoarea Liliacului. Oamenii din partea locului, dar și de departe, vin de zeci de ani să se bucure de frumos, să se abțină cu greu să rupă ciorchinele de flori parfumate și să se bucure de soare, natură, muzică populară. Sărbătoarea este însuflețită an de an de spectacole de muzică și dans popular, interpretate de artiști din zonă, dar și din întreaga țară. Printre care amintim Cosmin Bârlan, Ionela Bădălan, Angela Magheru, Maria Rotaru,
Anica Ganțu, Liliana Munceanu, Ionuț Tudorescu, Ileana Mustăcel, dar și Olguța Berbec și Remus Novac.